colegi, prieteni și reprezentanți de la direcția copilului Dolj au venit să și a rămas bun. Sicriul a fost dus acasă la părinții biologici la solicitarea acestora. Prietenii cer să se facă dreptate pentru Nicu. Durere. Ce am putea să simțim? Mai ales că suntem toți aici. E de nedescris. El s-a dus ca să aibă grijă de Cristina. Mult mai mare. Da. Ce cereți voi acum de la autorități? Dreptatea. Să se facă dreptate. Că oricum în țara asta nimic nu s-a făcut pentru cei de la Protec, pentru cei din casele de copii. Nimeni. S-a făcut ca să le fie lor mai ușor tot. Simțea lipsa poate unei familii. Că fiecare copil dintre noi avem nevoie de fapt. Nicu a fost abandonat de părinți la naștere și de atunci a fost purtat de la un asistent maternal la altul, până a ajuns în casa socială din Craiova. Sâmbătă noaptea, tânărul de 19 ani a decis să-și ia viața. A mers într-un cartier al Craiovei, s-a urcat pe un bloc în construcție și s-a aruncat în gol de la etajul 8. Era bun prieten cu fata care a recurs la același gest cu câteva zile mai înainte.